Așa, dar dragilor, ne-a rămas există un stat pe care reluăm și pentru, da? Reluăm și pentru, ai văzut, da? Da. Băi, vezi, și-a lăsat așa, plecată de așa și... N-am urmărit, nu știam că zic așa, care crește la profesorul. Un om drăguț a fost acela care m-a sunat. Da. Sunt dumneavoastră, nu meritați să lăsați așa o greșeală. Deveniți că e corect, așa trebuie să... Da. Bun. Deci nu împărți la 3 de restul 1, nu împărți la 4 de restul 1, nu împărți la 5 de restul 1 și multiplică de 7. Deci numărul este și multiplică de 7. Adică, hai să pătrunim un exercițiu. Ce înseamnă că împărți la 3 de restul 1? Că e este egal de 3 ori A plus 1. Corect. Spii. E egal cu 3 ori A plus 1. Te-am apățit restul, la îndemână. Nu e egal cu 4 ori B plus 1. Nu spunem același cât, cât, e alt cât. Normal. Da, da, da. Ce? Nu e egal cu 5C plus 1. Acum, scădem un 1 peste 2 și vine nu minus 1 egal cu 3A. Nu minus 1 egal cu 3A. Da. Hai, hai. Dacă e tu așa, te mă bancă, mai e tu de cinci acolo, hai, 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 hai. Asta pentru spitalul, nu? Așa. Și rapid, este intru în ejecițiu. Hai, repede, spate, urmăriți ejecițiul desfășurat, ok? Ca să vă sincronizați pe repede. E ca cel care vreau dat emul pentru acasă, dar nu. Domnul profesor. Ba da, domnul. Cum să fac? Ne, păi uite, în ăsta. Cam așa. Acum, să vezi. Vezi ce interesant este. Hai, dar vine mai repede, că se filmează și este un gol. Da? Bun. Deci, numărul 1. Se cere să găsim numărul 1 care are calitatea. Când împărți la 3 de restul 1, împărți la 4 de restul 1, împărți la 5 de restul 1. Da. Din teorema împărțirii cu rest, hai, David, scrie teorema. Hai, hai repede. Nu împărți la 3, conduce la restul 1. Nu împărți la 3, rezultă restul 1. Nu împărți la 4 restul 1, nu împărți la 5 restul 1. Și el este și multiplul de 7. Este și multiplul de 7. Conform teoremei împărțirii cu rest, Alesia, nu e egal cu oricine. 3 plus 1, e egal cu 4 plus 1, e egal cu 5 plus 1. Corect. Aici. Adică am scăzut un număr. Da. Nu minus 1 de aici egal cu... Dar e bine? Nu minus 1 egal cu 3A. Da, da, da. Da? Nu minus 1 egal cu 4. Nu minus 1 este egal cu 3 ori 4 ori 5. O secundă. Să ajunge când am vedea. Hai, da, vedea, te rog. Deci. Nu minus 1. Fiindcă se vrea cel mai mic. N minus 1 este multiplul numerelor 3, 4 și 5. Adică N minus 1 egal cu 60. Că 3 ori 4 ori 5 face 60. Să, e adevărat că 60 se împarte și la 3 și la 4 și la 5? Da. Da. Este cel mai mic număr care se împarte și la 3 și la 4 și la 5. Da? Bun. N minus 1 egal cu 60 se împarte la 3, 4 și 5. De unde N simplu? Este 60 plus 1? 60 plus 1, adică 61, da? Deci nu e 61. Dacă împărțim pe 61 la 3, 4 și 5, dă restul 1. El este numărul cel mai mic care are calitatea asta. Nu e adevărat? Nu. Cum? 61? Nu se poate? Dar este multiplul de 7. Stai o secundă. Dar de când am vorbit mai aici. Dacă împărți la 3, 4 și 5, de restul 1. Da, e de la așa. Bun.
Dar autorul a spus, să știți că mai am o pretenție. Mai am o pretenție. Numărul în măsură să se... numărul respectiv meu, care l-ați găsit voi, să se bandă exact la 7. Și acum, 61 se bandă la 7? Nu. Nu se bandă. Ce trist sunt. Nu se bandă la 7. Și acum am zis, hai să fac mult ca să păstrez, ca să păstrez divizibilitatea la 3, 4 și 5. Să socot multiplu de 60. Un multiplu de 60, al doilea, adică 2 ori 60, cum face 2 ori 60? 120 și plus 1, și plus 1, 121. Și întreb, 121. Tu ești drăguț, te împarți la 7. Adică, ești tu acela pe care îl căutăm noi? Și am împărțit 121 la 7. El se poate la 3, 4 și 5 și ne dă restul 1. Deci păstrează calitatea 121. Dacă împărțim la 3, 4 și 5, ne dă restul 1. Până să vedeți, este așa. Da. Dar 121 ești multiplu de 7? Adică te împarți exact la 7? Nu. Renunț la el. Altul. Dar la 121 mai doar nu-ți stați. Uite, aici e șmecheria foarte tare. Deci 60, cum ai și 60? Ați mulțit, da, mulțit, da, 3, 4, 5, corect. Și tot, îl multipli pe 60. 60 ori 2, fac 120. Plus 1, 121. Și plus 1, că e în minus 1, eu păstrez, da? Da, da. 121. 121 păstrează divizibilitatea la 3, 4 și 5 cu restul 1. Da. Da. Dar el, acest 121, nu se împarte exact la 7. Da. Și ne văd la el. Îl triplez pe 60. 60 triplat. 60 ori 3, da, vedeți? 60 ori 3, 180. 180 plus 1, când tot timpul trebuie să adun pe plusul ăsta, ducând în dreapta, fac 181. Și întreb, 181, tu te împați exact la 7. Deci, vedeți, fac, păstrez tot timpul calitatea, calitatea de divizibilitate la 3, 5 și la 3, la 4 și la 5, o păstrez tot timpul. Și întreb care din ei, tot multiplicându-i, care din ei se va împăți exact la 7. Care se va împăți exact? Și la celălalt la care ajung se împarte exact la 7, numărul căutat. Următorul, 6 ori 4, 24. 240 și 1. 241 te împarte la 7? Nu. Următorul. 5 ori 6, 30. Adică 301. 301. 301 te împarte la 7? E vezi, 301 se împarte la 7? Da, se împarte. Da, se împarte de 30. 301 împărți de cât? Da. 30 4. Și... Nu, că 3 ori 7 de 2. 3... Hai, mă, faceți împărțări ce? Am mai împărțit, vedeți, că nu am dat la 1. 301 la 7. Merge de 4 ori 7, 28. 21, 3. Excelent. Ăsta e cel mai mic număr. Ăsta e cel mai mic număr. Ce are calitățile cerute. Că împărțit la 3, 4 și 5 pe restul 1 și împărțit la, și se împarte exact la 7. Și dacă nu l-ați găsit pe cât? 421, parcă. Îi mulțumesc frumos pentru că a intervenit respectivul, pentru că ne-am grăbit și am făcut așa 61 ori 7. Și acum nu se împărțea la, și nu le-a restul 1 la fiecare. 7, asta e. Pentru că în primul rând a calculat pe 1. Nu stricasem jocul datorită faptului că n-am strâns pe 60. 60 ori 7, da. 60 ori 7, dar nu-mi dădea cel mai bun. Nu vă dădea cel mai mic. Eu știu că am pus întrebarea ta. E sigură la cel mai mic?
Am pus de când era cu Ștefanie. Așa. Deci dacă ziceam 60... Ori 7. Ori 7. Se dea 420 plus 1. Și dă 421 și vă zic sigur că sunt 4 la 4 și dă restul 1. Ia să vedem dacă 421 se împarte exact la, la 3. Da, se împarte. 4 și cu, la 3 și dă restul 1. Da, la toate dă restul 1. Dar la 3, la... Ia face 421 părți la 3 copii. Da, dă restul 1. Dă restul 1. Și la 4 dă restul 1 și la 5 dă restul 1 și este și multiplu de 7. Exact. Numai că ne-am dus până aia sus. Aici am zis 5 exact, ori și aia. Știți că am avut, am făcut de suspiciunea asta, oare ăsta e cel mai mic? Așa. I-am pus întrebarea asta. Da. Că... Da, da. Pe exemplu, am și eu acum, noi ce-am făcut? Am măturat de jos în sus. Deci așa trebuie făcut. Sigur că înseamnă da. Că și pe exemplu, lor trebuie la 7. Că noi am găsit numărul, dar tot după modelul ăsta. Tocmai, îl reface și pe altul. Dar e multiplu de 2 la ziua la tema. Da? Multiplu de 2. Poți să faci acum, refac. Dar da. Vreau să insist pe esențialul din neglijenția asta. Deci, este de o frumusețe rară, deci place cu adevărat. Și pe 60, vedeți, trebuia să rămâne. Și 60 care corporează 3, exact. 4, 5. Exact. Da. Aici este. Și până acum am adunat un 1. De fiecare dată, la motivul de 60, adunăm 1 respectiv, nu? Da. Colimul de pe da, să facem pe celălalt, pentru că, într-adevăr, domnul profesor, pentru că i-am zis, dar mama, el minus 2 era în cazul nostru, cum ne-a dat exemplu, cu șef tabla. El minus 2 este egal cu obținuzem noi acolo. Asta e matematică, de ce e și frumoasă, de ce e superbă. Pentru că un moment de neatenție și te poți duce în bălării. Da, te duce în bălării, gata. Și iată că... Și mai ales Cristina facea un exercițiu frumos, care da. Trebuie să-l facem. Neapărat că-l facem. Pentru că nu înțelegem exprimarea autorilor, domn profesor. Și atunci e o problemă când autorii ăștia sunt autoriați. Și copiii nu înțeleg, dar nici părinții nu înțeleg. Ar trebui să înțeleagă copiii. Exact, să ne explice la părinți. Și părinții ar trebui să aibă altceva de făcut. Corect, domnul profesor. Eu așa și vreau să părinții trebuie să aibă altceva de făcut, nu să aibă tema de făcut. Tema pentru acasă, corect. Dar știi când vine timpul când nu mai poți face tema? Eu și ce să faci, a? Că vine timpul foarte repede, când sunt... Acum vă jucați pe aici, dacă vine la liceu, chestiuni de finețe, nu știu ce, nu mai ai nicio șansă. Stați puțin, că unii nu mai au nicio șansă nici la gimnaziu, apoi... Sigur. Eu la liceu. Da. Să îmi dați regășițiul care v-am dat ca temă. Deci el împărțit la 3, de restul 2. Împărțit la 5. El împărțit la 5, vă duce la restul egal cu 2. Și el împărțit la 4, sau la 7. Nu, el împărțit la 11. La 11. El împărțit la 11. El împărțit la 11. Și el să mai aibă și calitatea, el să fie mulțumit de... Doi asta. E negal cu... Multiplu de doi. Așa le-a dat. Da. Și trebuie să găsim pe cel mai mic. Cel mai mic număr natural care satisfacă aceste condiții. Repetăm. El împărțit la 3, ne dă restul 2. Scrie-mi de ori mă împărțit cu el, dar te rog să mă ajut. Ce înseamnă că el învăță la 3 de restul 2? La 3? Da. 3. Oricât 1 sau cum? 3 la 3 la 2. Plus 2. Învățit Daria. 3a plus 2 și nu este egal cu 5b plus 2. Așa, și Alesia? 11 ce a plus 2. 11 ce plus 2. Echivalent. Scade minus 2. Da. Și din E minus 2 egal cu 3A. E minus 2 egal cu 5B. E minus 2 egal cu 11 ce. Trebuie să găsim cel mai rapid un tipul de da. Numere așa. Da, la 3, 5 și 11. Ăsta ar fi. Da?
N minus 2 egal cu 3. Deci N minus 2 egal cu 3 ori 5 ori 11 și ori unde? Cam. Ne dăm doi drumul, să spun și multiplul de aceștia. Să par la 3, la 5, la 7. Păi dacă, sunt, dacă este ăsta, ori cam, păstrează dilimitarea la 3, 5 și 11. Vedeți? Acolo dăm multiplul la 65. Deci egal că... Da. 165 ori cam. 165 ori cam. Și acum vreau să se divide și la 2. Da, că e multiplul de 2. Dar înseamnă că îl mulțim cu 2 acest 165. Exact. Deci, dacă îl mulțim cu 1, rămâne 165 și păstrează divizibilitatea și sigur, la 2 da. Face treaba. Da. Dar nu mai e multiplu de 167, nu e multiplu de 2. Nu mai este 167, nu mai este multiplu de 2. Așa. Atunci, înmulțim pe ăsta, îl luăm de 2 ori. Deci pentru K egal cu 2. Pentru K egal cu 1, da. Să luăm să explicăm. Să fie foarte clar. Pentru K egal cu 1, minus 2 este egal cu 165. 165. Ați înțeles copii de unde? Da. 165 ori 1, da? 165. De unde rezultă că e egal cu 167? 167 este număr bun, copii, să știți, împărțirea 3 la 5 la 11, dă restul 2. Păstrează calitatea asta, dar nu este cu tipul de 2. Corect. Deci nu se împarte exact la 2 din ultima cifră? 7. Deci nu e bun. Câte alte vă să fie ultima cifră? 4, 0, 2, da, 6. Nu de 4. 0, 2, 4, 6 și 8. Da. Da? Și nu e adevărat. Deci îmi pare foarte rău. Nu ești bun. Nu ești bun. Pentru că e egal cu 2, N minus 2 devine, N minus 2 devine, cât devine? 165 ori 2. 165 ori 2, care înseamnă 330. 330. 330. De unde N egal cu 332. Se împarte la 2. Se împarte și la 3 și la 5 și la 11. Și dă și referentul. Ăsta e numărul. Ăsta e numărul cel mai mic. Da? Foarte tare. Da, dar și nici am avut așa de succes să-l găsim, pentru că a fost multiplu de 2, dacă dădeați multiplu de 9. Oh. Așa? Ar fi fost... Mergeam în continuare și poate găseam unul mai mic decât 9 ori 160. Sigur că da. Asta e ideea. Da, da, da. Chiar așa. Hai să zicem multiplu de 9. 7. Sau de 7. De 9, de 9, de 9. De 9. Modalitatea, nu există ceva să zicem dacă avem multiplu de... Păi da, păi vreau să găsim Alesia o cheamă? Alesia Cristina? Noi am pus pe cel mai mic, nu? Da, am un criteriu. Criteriul de selecție este când merg cu un număr de pași finiți, Alesia, și pe primul care îl întâlnesc ce are calitatea asta, mă opresc. Da? Deci asta e ordinea. Vrem să fie cel mai mic număr. Da. Selecționăm normal așa la întâmplare, exact. Numărul cel mai imens, da. Mulțimea numărul naturale, la întâmplare să căutăm orbește pe acolo. Nu? Corect, da. Da? Deci este o idee foarte tare pe care merită să o ținem minte. Deci dacă îți dă același rest la niște împărțiri și pe urmă te aruncă de la un tipul de nu știu cine, tu trebuie să scrii că N minus 2, adică esențial că e același rest. N minus 2 acela egal cu produsul 3 ori 5 ori 11 ori un K. Alo. Vă salut. Eu sunt în matematică, lecție de matematică, cu agricultura nu mă pot ocupa. După la 9 jumate. Așa. Și în felul ăsta dându-l capa în lor, până când găsesc pe ăla deștept care se împarte exact la 9. Corect. Da? Că am zis multiplu de 9. 1, 2, 3, 4. Și ajungem mai devreme decât
ne închipuim noi mandat de anul trecut. Da, noi ne-am dus 7 ori numărul. Așa. Și... și ne-am dus și în prost pentru că am zis... Cătirea Sfântul. Da. 426, ca tot jocul. Exact. Am strigat intimitatea la 3, 4 și 5 atunci. Exact, credeam că e 4, 60, 7. Deci pe aceea adunat. Așa este, așa este. Ma, știi ce? Trebuie să fim corecți și cinstiți, să-ți recunoaștem. Am greșit, ne-am grăbit, asta e. Am pățit. Mai avem un exercițiu mai ușurel, domn profesor. Da, da, da. Mai exprimarea mie mi s-a părut foarte ciudată. Trecuță. Suma a două numere este 15, domn profesor. Aveți unde. Și suma a două numere este 15. Deci, A plus B. Egal cu 15. Produsul lor este maxim. Deci aici ai înțeles. Așa. Deci aurele. Aurele. Maxim. E cam maxim. Maxim. Bun. Aflat nume. Calculat nume. Da. Produsul lor este maxim. Păi, dar cum să fie? Produs maxim. 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 Păi eu vă place. Uite, haideți să vă urmăriți. Să vă urmăriți. Ce două numere adunate fac 15? Dați-mi exemple de numere perechi care se fac 15. 10 plus 5. Dar să le luăm pe toate. Să le luăm între ori. Deci A trebuie să fie maxim un deci A egal cu 0. Și A diferit de 0 și B diferit de 0. Că o să ne dea produsul 0. Sigur că da. Deci A diferit de 0. Sau B diferit de 0 trebuie să plecăm. Dar nu se mai încep cu 0 cu bat câmpii, nu? Deci o să încep cu cine? A egal cu 1, B egal cu 14. 14. Și ar trebui să luăm cea mai mare posibilitate. Dar aici produsul cât este? Unor 14. 14. Deci A ori B egal cu 14. Poate de zecuri mai mare, nu? Sigur că da. Alerg în continuare. Și atunci. Și o să găsesc o idee care te interesează. A egal cu 2. Ziceți copii, B egal cu 13. Da. Și 13. Dar e produsul A ori B egal cu 26. 26. Crește produsul. Mă bucur că crește, da? Da. Apoi, A egal cu... cu cine? 4. A egal cu 4. B egal cu... asta A egal cu 3. Cu 3. A egal cu 3. B egal cu 12. Așa. Produsul mai mare. A ori B egal cu... cât 36. Interesant, da? Deci, crește frumos în frumos. Frumos. A egal cu 4, B egal cu 11. Oh, ia crește. A ori B 44. Egal cu 44. Apoi, crește. A egal cu 5, B egal cu 10. Produsul A ori B egal cu 50. A egal cu 6, B egal cu 9, A ori B, 54. Ha? Vedeți, suntem numai în creștere. Deci tot creștem. A egal cu 7. A egal cu 7, B egal cu 8. A ori B egal cu 56. Poți să mă opresc? Nu cred, nu cred. Vedeau să fie 8 și 7. Doar 7 o să fie... 9 și 7, o să fie din nou 9 și 7. Adică produsul e comutativ și asta este cea mai mare la valoare 56. Deci asta înseamnă produsul 2 maxim. Sigur că da. Acum. Da, vedeți? Deci povestea este așa. Deci suma lor este constantă. Da. Da. Iar produsul devine maxim când ele sunt egale. Când ele sunt egale. Sunt egale, dacă ar fi fost posibilitatea să fie egale. De 15 să împărțim la 2, ne ducem noi repede pe 7. Așa, dar fiind aici numere, nu aveam voie să iau cu jumătate. Da, dar ne ducem pe 7 și 8 în felul. Dar 7,5 și 7,5 conduce la un număr mai mare decât 6. Da, ei n-au învățat... Știu că n-au învățat, dar am vrut să vă spun, apropo de suportul teoretic. Dintre toate dreptunghiurile, asta o să discutăm de pe la clasa a 8-a, dintre toate dreptunghiurile înscrise într-un cerc, dintre toate dreptunghiurile înscrise într-un cerc, pătratul are area cea mai mare. Ce? Deci, eu am dreptunghiul ăsta, da? Pătratul are area cea mai mare? Sigur. Are
Păi acolo nu sunt două pătrate. Ce? Nu. No. Deci, în momentul în care asta e cât asta, atunci am cea mai mare aură. Aia e cea mai mult. Așa, cea mai mult. Deci aia degeaba mai 100 și ăla e 5. Sigur că da. Deci n-are, vă dați seama, l-am mărit eu cu asta, dar am micșorat înălțimea. E area mică. Așa, dar sunt aceste probleme de maxim, care de maxim și de mine, foarte interesante. Care deci trebuie să periem așa totul. Da? Da. Deci pentru început, periem așa până când ajungem aici. Da? Dacă știm teoria asta că vă spuneam, dacă suma e constantă, produsul e maxim, când ele sunt egale, ca și cum aș fi spus, lungimea și lățimea adunate fac aceeași lucru, dar produsul este maxim, când ele sunt egale, e bine, e un răspuns bun, îl pot folosi, dar dacă nu știu, atunci fac așa. Și cu siguranță nu știu, când se învață asta? Nu. Nici la 8 ani am folosit așa ceva. Deci sunt niște lucruri mai definiți, exact, așa. Exact, exact. Da. Și vedem așa, tot. Deci vedem așa. Mă gândeam că e ceva mai simplu. Păi, că alesia, de? Și alesia să găsești ceva mai simplu? Da. Alesia, ai început ceva de făcut? Cu care nu știi sau vezi singură? Nu, dar acum avem culegere, am cumpărat și avem culegere de tale, avem? Am și eu un exercițiu. Care avea parcuri care și ea, stai puțin în spate, ea și face aia. Nu, dar e simplu, dar e foarte simplu. Adică știi să faci? Restul împărțirea două numere naturale sunt egale cu 3. Să se afle cele două numere știind că suma lor este 15. Dacă nu știi, îl facem. Ne punem minte la treabă. De ce începem? Nu mi-a venit o idee. Păi, dar după idee, acum o lucrăm. De ce încă la citește problema la aia? Pentru și restul împărțirea două numere naturale sunt egale cu 3. Să se afle cele două numere știind că suma lor este 15. Deci mai rar, a zis domnul profesor. Da, că nu puteam pătrunde. Că tot și restul împărțit. Deci, atenție, că tot și restul. Am împărțit la B. Am împărțit la B. Că tot și restul împărțirea două numere. Da? A și B. Deci, care cu 3. Da. Ia deci, A. Împărțit la B. Îndetermină câtul o perete de numere, cât și restul. Da. Dar câtul, câtul e egal cu restul și capul 3. Alesia, nu cumva putem scrie de la împărțire cu rest? Ba da. Asta că A este egal cu B, ori 3, ori 3 plus 3. Corect. Deci A e egal cu B, ori 3 plus 3. Câtul este 3 și restul e 3, nu? De împărțitul, da, B. De împărțitul e egal cu împărțitorul B. Ușor. Ori 3 plus 3. Și ce mai întai tu? Mai întai și A plus B încă. Și A plus B mai e partea asta, nu? Și A plus B e egal cu 63. Bun. A plus B e egal cu 63. Știu care e rezultatul. Cum? Cum? A e egal cu 30. Cum, băi, lasă-mă? M-am gândit o oră la ea. Te-ai gândit o oră la ea? Mai mult de o oră. Fac 63 minus 3, care-i vădă 60. 60 împărțit la 3. Ce este 63? Ai zis? A plus B. A plus B. Și odată l-am aflat deja pe A, înlocuiesc. Și să fie B ori 3 plus 3 plus B, dar cu 64. Da. Păi, aici faci tu greșeală. Te repezi foarte repede. Da. Știi ce este aici? Pac! Pac! Am făcut-o. Dar stai și analizează un pic. Stai un pic mai locului. Da? Păi dacă știi că a copiii alese, nu stai să te oră. Dacă A e egal cu B ori 3 plus 3 alese, păi nu e mai rău. Nu știu că așa nu-i plus. Da? Vezi, alese, care a obosit în puiule. Da. Și așa. Dar se întâmplă așa, când ești foarte obosită, nu vezi deloc. Acum, nu e corecție, nu e mare. Deci aici este B ori 3 plus 3 la unde e A plus B egal cu 63. Este mai mult. Da. B ori 3 e 3 B, 4 B. Plus 3 este egal cu 63. 4 B este egal cu 60. B este egal cu 60 împărțirea 4.
B este egal cu 45 Nu. Faptul că recunosc. Faptul că deci am stat o oră. Deci are perseverență. Deci a descoperit ceva. Că dacă te-ai apropiat de un exercițiu, trebuie să fie al tău. Insiști. Acum... Am avut modalități. Adică prima modalitate, dacă B este egal cu 2. Da. Vreau să-ți mai spun că ceva. Învățați de la ceea ce vă spun eu, că în momentul în care ai intrat în limbi mort, e bine să-ți muți atenția la altceva și să te întorci. Da. Deci nu stai așa sudativ acolo. Asta o stai, poți să stai o oră între și nu reușești. Da? Deci tema pentru acasă. Pentru acasă. Nu, asta. N-am scris nimic, mă. Avem dincă și de-aia am scris o profesorul. Da, te rog. Am și eu un exercițiu pentru dumneavoastră. Pentru domn profesor sau pentru tine? Noi toți. Toți. Bine, acum. Așa, este un exercițiu cu putere. Deci să se arate că numerele A este egal cu... Să se arate... Că numerele. Că numerele. A este egal... A mic sau mare? A mic. A mic. A este egal cu 1997 la 1-a. 1997 la 1-a. Plus 1997 la 2-a. La 2-a. Plus 1997 la 3-a. Da. Plus? Plus 1997 la 4-a. Așa. Plus 1997 la 5-a. Da. Până la? Nu, doar atât. Până la 5-a. Și B. Așa. B. Practic. 1990. Am avut impresia că e mai mult să 1997 la 3-a. A 3-a. 1997 la 4-a. Nu. 7 la 4-a. Plus 1997 la 5-a. Și B este egal cu... 1990 plus 1991 la 1-a. 91 la 1-a. 91, da? Da, la 1-a. Plus, plus 1992 la 2-a. Da. 1. Plus 1993 la 3-a. Da. Până la cât? Tot până la 5-a? Nu. Data asta e până la 7. Până la 4, până la 5, asta până la 7-a. Da, dar aici ar trebui să fie, dar nu, să fie 1990 și 7 la 7, de astea sunt consolidate toate. Aaa, am înțeles. Deci plus 1994 la 4. 1995 la 5-a. Până la 1995. 1996 la 6-a. Plus 1997 la 7-a. Și trebuie să arătăm că aceste două numere nu sunt pătrate perfecte. De asta mai făcut o dată. Deci să arătăm că aceste două numere nu sunt pătrate perfecte. Da, cred că a făcut nici măcar nu știu ce are perfect. Nu știu, nu știu ce e la număr. Ei n-au făcut putere. Pătrat perfect. Am vorbit și la anul trecut, la mine. Dar spune acum, ce s-a pătrat perfect? Uite, 4 este pătrat perfect. Pentru că 4 e egal cu 2 la 2. Deci un pătrat perfect este acel număr care l-a pătrat. Se găsește cineva. Se găsește cineva care e egal la 2 să facă pe 4. 2. Da? Apoi, 16 este pătrat perfect. Pentru că se găsește 4. La 4 ori 4. Da? 4 la 2. Deci, vorbesc de un pătrat perfect, ori de câte ori, găsesc pe cineva care l-a adupat să facă numărul respectiv. Da? Adică 100. 100 este pătrat perfect. Și este ca cu cine dar o... Cu cine l-a adupat? Cine face? Cine l-a adupat face 100? 25 la...
25, facem 25. 10 la a doua. 10 la 10. Da? Să fii 10 la 2, atât de 10 ori 2, dar de 10 ori 10, 10 la 2 ori. Deci, de faptul că se găsește cineva care, ca la a doua, să facă numărul respectiv, înseamnă că îmi place. 25, David, este pătrat perfect? Da. 25 este pătrat perfect, că se găsește cine? 5, care la a doua face 25. 36 este pătrat perfect? Da. De ce? Pentru că se găsește 6 care la a doua. 6 ori 6, adică primul se prin el însuși, da? 6 ori 6 face 36. Deci, hai să vedem. 1 este pătrat perfect? De ce sunt eu? Pentru că... Sigur că da. Deci pătratele perfecte, hai să zicem, pătrate perfecte. Pătrate perfecte. 1. 3 nu-i pătrat perfect. Pentru că nu-i număr 4. Nu se găsește nimeni care prin el însuși să facă... Păi niciunul nu-i număr par aici. 1. Apoi... 4 este pătrat perfect. Da, 9 este. 9 este pătrat perfect. Nu? E 3 ori 3. Da, e 16. Am ceva de zis. Zi. Dar eu fac 3 la 1, nu de 3? Păi 3 la 1. La a doua trebuie. La a doua trebuie. Pătrat perfect. Pătrat perfect înseamnă că la a doua se face. La a doua, da, bine, da? 16. 16. 4 la a doua. Următorul 35. Hai să arătăm și lui Dan Vega, sunt de la fie. Hai, Davide, 25. Următorul. Vezi că sunt pe vorbire, Davide. 36. Că se găsește 6 la pătrat. Da? 36. Următorul care, Davide? 7 la a doua. Că 6 la a doua. Adică 6 ori 6. 7 ori 7. 49. Apoi. 8 ori 8, nu 8 ori 8, 8 ori 8, 64, apoi 9 ori 9, 81. Și mă domnul care, Davide? 100. Bravo! Apoi, următorul, 11. 11 ori 11? 121. Dar nu știu, așa, 124. Da, e 12 la 4, 12 ori 12, da. 144. Mai vreau să scriem mai multe, vă rog. Da. 13 ori 13. Ia să vedem. 13 ori 13. 169. Apoi. Apoi 14. 14 ori 14. 196. 196. A, 15 ori 15. Știu, sigur știu. 225. Și așa mai departe putem continua. O observație. Din ce observ eu, pătratele perfecte au ultima cifră 6. 6, 9, 6, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 4. Nu găsesc niciun pătrat perfect oricât aș căuta, care să aibă ultima cifră 3, 2, 7 și 8. Ăsta, 2, 3, 7, 8. Deci dacă cumva dați un număr care să aibă ultima cifră. Atenție. 2, 3, 7, 8. Nu are nicio șansă. Nu ai zis pătrat perfect. Oh, o dați observația cea mai tare. Scrie. Deci, 3, 7, 8.
Ai urmărește. Vrei să participi la lecție, urmărește. Deci, spune-mi așa. Cum am zis, ne-și am uitat. Ultima cifră, dacă ultima cifră a unui număr. Ultima cifră a unui număr. Da, ultima cifră a unui număr. Dacă se termină cu 2, sumează cu culori diverse, 2, 3, 6 sau 8, atunci numărul acela nu are nicio șansă să fie pătrat perfect. Numărul acela nu are nicio șansă să fie pătrat perfect. Nu poate să fie pătrat perfect. Păi numărul nostru a să termină 7, 2, profesor. Păi, cum să fie pătrat perfect? Ce trebuie, trebuie să faci și 7 la 7? Nu știu, dar... Nu știu. Eu, da, zic și eu, că ai zis că dacă se termină 7, nu-i trebuie să vedem. Da, da, mă gândesc. Dacă se termine celelalte cifre, are șansă, dar nu întotdeauna. Analizăm. Deci, atenție. Dacă se termine, lăsați, continuați. Dacă, dacă se termină în celelalte cifre, în celelalte cifre, adică în care cifre? În 0, în 1, deci în celelalte cifre, 0, 1, 4, 5, 6, nu așa bine? Care nu sunt. Ce? Deci 4 le-am scos din 10. Deci toate simbolurile sunt 10 în total. 6 și 9. Așa. Deci, dacă se termină, au șanse. Au șanse. Nu că sunt pătrate. Deci dacă se termină în cifrele, care e? Dacă se termină în cifrele, 0, 1, 4, 6, 5, 6, 6 și 9. Au șanse. Au șanse. Au șanse, dar nu sunt sigur. Am să vă dau exemplu. 20. Se termină 0. Este pătrat perfect? Nu. Nu. Pentru că nimic nu poate să... Nu este nimic în care la a doua să facă 20. Nu. Uitați, uitați. La 4 și 16, la 5 25. 21. Este pătrat perfect? Nu. Nu. Termină nu. Se termină nu. Corect. Deci, atenție. Ceea ce v-am spus acum este folosit pentru a arăta că nu este pătrat perfect. Adică 2, 3, 7 și 8. Asta este. Când spune să se arate că numărul care nu este pătrat perfect, asta e tehnica. Deci trebuie să arăți, să cercetezi ultima cifră, să vezi dacă nu cumva este 2, 3, 7 sau 8. Și atunci, în clipa asta, mă întorc și zic, o mină, numărul A, A egal cu. A egal cu 1.997, sublinez ultima cifră 7, plus 1.997 la a doua. Ce înseamnă 1.997 la a doua? 1.997. Este un număr lung. Da. Dar ultima cifră mă gândesc, mă interesează. 7 ori 7 e 49. Deci ultima cifră 9. Ultima cifră 9. Nu le cum pe cealaltă, că nu mă frământ. Da? Deci nu mă interesează numărul ca și exact. Componenți. Exact. De ce vrei? Ultima, după asta controlez. Dar mai e și o chestie care mă frământă. Plus. 1907 la 3-a. 79. Alexe, lasă-i și pe ei, spune, dacă mă înțeles. Că tu ai, am înțeles că ai o chestie. Înseamnă 1997. Termină 1. Deci, 7 la 3-a. Nu e 7 ori 3. E 7 ori 7 ori 7. Se termină 3. Adică fost tu 9, când ai zis 7 la 2, să te facă 9. Și acum se mănânțește cu 7. Se termină 3. 7 ori 9, 63. Deci se termină cu 3. Da? 3. Și acum, pe 3 nu se consideră. Acum cu 3, pentru 3 ori 7. 7 la 4, am zis pe 3 ori 7 cu 7. Păi, se termină de un... 3721 se termină în 1. Deci e un număr lung, dar se termină în 1. Apoi o să avem 1997 la 5-a. Și se repete. Și acum se repete, sigur, se termină în 7. Și 7 în 1, 7. Și se repete 9, 3. Dacă mai continuăm. Și acum egal mai departe, iată ce vedem acum.
O să facem 7 plus 3 plus 9. 7 și cu 3 facem 10. 10, 9 și 9 facem 10. Și cu 7 o să avem 27. Deci 7 și cu 3 Davide face 10. Când am dat numele de la cifra de unități. 9 și cu 1 face 10. Sigur că, cum vedeam, este egal cu un număr foarte, foarte frumos. Un număr foarte, foarte lung. Cu 7 la sfârșit. 7. Și dacă am cu 7... că nu este pătrat perfect. Nu este pătrat perfect. Ce bucurie! Mario, tu ai înțeles? Da. Păi, a fost cam... Că zici nu! Am făcut eu mă cită! Dragilor, sunt la alături de Mario Blas, m-ai văzut voi la anul trecut, m-am văzut la fotbal. De la acum, în clasa întâi, nu? Da. Urmează să faci și că cu suficiența la lui, dar este interesant că el a spus da. Bun. Acum, hai să ne ocupăm și de ghiștiu acel altul, care l-am avut. Îl vedeam. Dar vă toate de vedea chiar mai liniște, să-l mai lăsăm, cum să mai lăsăm? Îl lăsăm pe ăștia că... Mai fi dată pe oare. Îți spun eu, pe Beu, 1990. 7, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, dacă se termină, nu da. Sunt pătrate. Pentru restul cercetăm. Ok, răspunde eu? Da. B este egal cu 1990. 1990. Plus 1991 la 1. 21 la 1. Plus 1992 la 2. Plus 1992 la 2. Plus 1993 la 3-a. Plus 1994 la 4-a. Plus 1995 la 5-a. Plus 1997 la 7-a. Plus 1997 la 7-a. Și cam atât. Cercetăm după ultima cifră, domnul profesor. Da, da, ne-am prins. Ne-am da. Prins așa. Deci este egal cu 0 aici. Da? Da. Deci plus, de... da, bine, plus cu 1 aici. Da? Nu, mi-e lene să scriu 199. 0 să scriu. 1 plus... Lasă-și fi, Davide, Alexia, te rog, să vedem da. Dacă am înțeles. E ca și cum ar zice 2 la 2. 2 la 2. Cât e ultima cifră, că zic 2 la 2? Acum el are emoții, vedeți? Că da. El ar face 2 ori 2, cum știe el, 7 ori 2. Și aici se potrivește. S-o potrivit aici, da. Da, dar vedeți, el n-am înțeles asta, domnule. Dacă noi ridicăm pe 1992 la tot, înseamnă 1992 ori 1992. Dacă înmulțim din 2 ori 2, 4. Ca și cum ar fi 2 la 2. Deci nu mă interesează celălalt, că de acum construcția aceea... Cam ăla nu ne mai interesează. Deci, practic, pe mine m-a interesat până la a doua, atâta tot. Da. Da? Care înseamnă un număr lung, dar în ultima cifră, 4. Plus. Davide, acum te mai am. 7. Cât? 7. 7. Foarte tare. Bun. Pentru că am zis 3 ori 3 ori 3. 3 ori 3, 9 ori 3, 2, 7. 7. 7. Plus. 6? 4, 4, 4, 4. 16, 16. Deci, 6 plus... Da, acolo. Orice număr la 5 se termină în 5. Și orice număr la 6 se termină în 6. Așa este. Și aici la 1990 și 7 la 7, 7 la 7. Am avut mai înainte? Da, tot mai înainte. 7 la 7. Dă cu 6 la 6? Da.
I-a vezi mai, mai atentă, Alexia. De 10. A, nu, 1 și cu 7, 8. 8 și cu 5. 36. Dă 35. Hai, mă, adunați lui, mă, dă-o. 35. Mai. Dar 35. Bine, bine. Adică 5? Îmi trebuie de-ai de cap, dacă de 5. Ia să vedem. Vezi câtă șansă. Deci, 14, 6, 20 și 5, 6, deci dă un număr cu 6, că dă un număr cu 6 mă... Îmi place. Mă dă 26, mă dă 36. Ce înseamnă că 1, 5, 12, 8, adică 7 cu 7 parte, 20, 25, 26, 36. 36, da? Da. Bun. Și asta înseamnă că eu sunt trist. 6. Mă interesează de la sfârșit o cifră cu 7, cu 8, cu 3 sau cu 2. Da, dar cine cere exercițiul să vedem? Că nu sunt pătrate. Cine? Produsul lor? Nu sunt pătrate perfecte. Produsul lor? Nu, suma era. Suma lor? Păi vedeți, domnul profesor. Suma lor. Suma lor. V-ați revenit. Adică... plus vreme. Da. Să arătăm că suma lor nu e vorba. Dar nu numărul. Tot ultima cifră controlă. Ultima cifră, da. Nu, nu facem tot. Deci are un număr foarte, foarte, foarte lung. Păi la ce vă dat ultima cifră? Păi la mai 6, 6 plus 6, 3, egal 13 și 3. Plus 6 aici. Ultima 3. Ultima 6, 3. Nu are cum să fie un 4. Egal cu ultima cifră? 3. Și deci nu poate să fie un 4. Poate. Un 4 perfect. Nu e piața. E. Gata. Dar profesor, mai am una pentru dumneavoastră. Asta e ușoară. Avem. Știi că simt, nu încape discuții. Da. Dar nu tot modelul ăsta. Nu tot modelul ăsta. Am înțeles aici, da. Hai, domn profesor. Hai, te rog. Chiar vreau să-i văd dacă știu. Deci, copiii, ați înțeles. Este că dacă noi plecăm la ghiștul ăsta, fără să înțelegi esența, degeaba am făcut. Pentru că esențial a fost ce? Nu să facem calcul acela, nici nu se putea face calcul. Nici nu-i interesa. Nici nu-i interesa. Interesa miezul problemei asta. Că dacă se termină în 2, 3, 7 și 8, nu poate să fie pătrată. Și a fost nevoie să vedem ultima cifră la primul număr, la A, ultima cifră la B, le-am adunat ultimii cifre și la 3 și atunci nu poate să fie pătrată. Am să vă citesc întâi un pic până șterg eu regulă, ca să puteți să scrie. O să mai lucrăm cu putere, mai mult mic exercițiu, dar să vedem și asta. Plecăm de aici cu chestia asta. Sigur că da. Deci nu sunt pătrate perfecte când se termină 2, 3, 7, 8. Eu îi întreb la viitoare. Păi sigur că... Eu îi întreb, domnule. Da. Așa. Dacă nu știți asta, înseamnă că degeaba am venit. Suma cifrelor unui număr de două cifre este 9. Deci am un număr de două cifre, A, B. A și B e cifre. Da, deci numărul de două cifre, A, B. A, B. Suma cifrelor. A plus. Știm că A plus B este egal cu 9. 9. Aflați numărul știind că împărțindu-l... A, B, cine este? Așa trebuie. Cine este numărul A, B? Știind că... Împărțindu-l la răsturnatul său, AB împărțit la BA, răsturnatul său, asta se obține câtul 2, rezultă câtul 2 și restul 18. 18. Foarte frumos exercițiu. Primul lucru e că A este A și B diferite de 0. Neapta, dacă vă rândi răsturnatul, da. Deci A diferite. Și că BA trebuie să fie mai mare decât 18. Deci A și B diferite de 0. Și că AB egal BA cu 2 plus 8.
Și că teorema împărțirii cu rest, cu scris AB egal cu B ori A. Da? Și că împărțirea ori cu ori. Ori cu ori. Plus 18 și bine ai spus Alexia. Și că împărțitorul pe A trebuie să fie mai mare decât 18. Mai mare decât 18. Restul e menit, de fapt, sau împărțitorul e mai mare. Da. Deci mai avem observația asta că AB e mai mare decât 18. Ave, ne mai face pe toate să mergem. Hai să punem la treabă. Hai să facem, să ne punem mintea în funcțiune. Deci Ave e mai mare decât 18. Facem asta, deci tot timpul spuneam, te sigur reușim. Ca și trebuie să ai toată poziția și crederea în tine că poți să faci. Am nevoie de idei. Corect. Aș putea să descop numele A, B și B, C. Să fie de ce mai? Așa, în baza 10, da? În baza video 10. De 10. De 10. 10A. Da, de ca să ne pornească un pic. 23, cum să scrie? 23. Asta înseamnă cu jenos. Știm asta, da? Bun. Deci aici când am spus ea că scriem în baza 10, zicem 10... 10A plus B, în paranteză. Așa. Pentru că sunt părțiți. Dar nu e egal, nu e părțit, e egal. AB egal cu BA ori 2. Uite, AB, am zis și 10A. Aia, AB, aia, aia, sus o dorea să o facă, domn profesor. Părțină, da. Nu, 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 asta e ca părțirii curesc. Am scris-o, vezi? 10A plus... Relația a doua, uite aia care a scris-o domn profesor. AB egal cu BA ori 2 plus 18. Așa scriu. De aici apetăm, în bagă 10. Și egal cu... 10B... Da, du-te în față. 10B plus A. Asta trebuie în paranteză obligatoriu, că se numește cu 2. Da, ori 2 plus 18. Hai, da. Haide să o facem. Echivalent cu... Se scade A, se scade și B. Atenție, nu te grăbi. Nu te grăbi. Atenție, ce o ordine a efectuării operațiilor, presupunem să facem întâi emoția. Deci scrie paranteza. Facem paranteza pe ea. Facem paranteza, da. 10A. Zice, zi date, 10A plus B. Egal cu... Egal cu 10B. Hai, se știe cu 2. 20B. 20B. Plus? Plus? 2A. Plus 2A. Plus 2A. Plus 8. Plus 8. Plus 8. Echivalent cu... Și acum facem scăderea. Scădem... 10A minus 2A și 20 de B minus... Deci scădem un 2A peste tot și un B. Da. Deci de peste tot e bine? Scădem un... Scădem cu cel mai mic. Plus fie 8A, da. Plus... Deci scădem, spunem o bară ca să îți aleagă tot, tot ce care credeți. Minus un 2A și minus un B. Și o să avem 8A. Este egal cu 19B plus 19B. De ce plus 12? De ce plus? A. O rămas acolo, ea a făcut acasă, da? 8A este egal cu 19 B plus 18. Plus 18. Acum vedem doar cât putem să... Să facem la 2? Putem că ți-e peste 2 la 8. Da, de 19 la 2 nu putem. 19 nu, da. Dacă ar fi fost aici un motiv de 2, de aceea se împărțim la 2 peste 2. Ce să mai facem? Ia zi, Dani. Ce să mai facem? Dar noi știm că a fost 2 egal cu 9. Opa! Mai știm ceva? A fost egal. Ia să-mi pune pe a plus b egal cu 9. A, păi dacă a plus b egal cu 9 și am 8a și 9... Poate fi asta, pe doi, acum și locuim în prima, sau cu ce vrei să zici? A este egal cu 9 plus... 9 minus b. 9 minus b. De aici la doua, da? 9 minus B ori tot la 8. O secundă, de, desfatem pe A, e egal. E bine, David, e 9 minus B. Da. Și cu aur și cu aur, mergem sus. Și o să avem 8 pe lângă David, pe lângă cine? 9. 9 minus B. 9 minus B. 19B. 19B. 18B.
cu 18. Wow, și am obținut ceva mai în vechi. Echivalentul. O necunoscută. Hai să lungim. Deci se potrivisoarea, să desfacem paranteza, nu? 72 minus 8B. 72 minus 8. Este egal cu 19B plus 18 state B. Pot să scot 8B. O să scoteți de la David, de ce spus că îl facem la David? 19 B scăzi 4. Pe cine? Pe cine, David? Deci, 8B. Nu scădem, adunăm pe 8B. Deci adunăm în membri, pe cine pe 8B. O să avem că 72 este egal cu... 72 este egal cu... Am fost a zis că adunăm 8B, da? 19B plus 8B este egal cu 27B plus 18. Și acum... Atenție. Dacă am scris corect... Și s-a pus în 4 la 3. Pe urmele adunam, da. Deci 27B. 27 la 3. Vedem. Deci 72 egal cu 27B plus 18. Deci 27B este egal cu 27. Corect. Deci scădem pe 18. Și atunci 27B. Este egal cu 54. Egal cu 72 minus 18, 54. Și de aici rezultă că B este egal cu 54 împărțit la 27 și B este egal cu 2. Corect. Deci, B egal cu 2. Dacă B este egal cu 2, A este egal cu 9 minus 2. A este egal cu 7. A egal cu 7. A avem și pașa. Ce fericit suntem. Am găsit A-ul și B-ul care număr respectiv, care mi se cerea. Răspunsul corect, A, B. A, B este egal cu 72. 72. Mai vedem încă o dată. Unde vi s-a părut voi interesant? Sau greu? Sau bineînțeles? Așa, da. Care vrea. În faza 10, acolo, sau 8. Nu? Scrierea 9 din faza 10. Da. Era de rutină, da. Alesea, nu? Adică ce să fac? A, B, am scris teorema împărțirii cu rest. Acolo, da. De împărțit, egal cu împărțitorul, oricâtul, cu restul, da? Am explicitat și am tradus în baza 10, scrierea, da? Sunt și așa. 10-mană, nu? Scrierea 10-mană, așa, scrierea 10-mană. Bine, dar mai corect în baza 10. Că există și scriere în baza 2 și baza 3 și la mai departe. De 10A plus B egal cu 10B plus A plus 2 și 8B. Și de aici am lucrat. Și ne-am amintit, aici rămăsesem în urmă, că uitați-vă de A plus B de acolo. Da. Da? Și nu mai puteam să mergem mai departe. Deci, dacă nu prindem și chestia asta, suntem în loc asta. Bun. Da, 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 da. Suntem în loc da. Da, da, da. Facem sinteză. Sinteza, bă, da. Deci am lucrat la puteri, cu puterile. Deci, bun. Ce-am făcut noi? Prima chestiune a fost... Aia, am reparat problema. Am reparat problema, da. Deci am revenit asupra problemei. Dacă recunoaștem, suntem oameni corecți, dacă nu. Deci am revenit asupra problemei greșite. Precisă. 1, 2. Ce am mai făcut? Hai să vedem. Am avut teorema împărțirii cu rest. Împărțirii cu rest. Apoi am mai avut aici ultima cifră. A, da, puteri. Ultima cifră. Ultima cifră. A unei puteri. Pătrate perfecte. Da, corect. Foarte. Pătrate perfecte. Și am ajuns în exercițiu la tine, să fie de ziua.
Noutățile care i-ați învățat, domnul profesor? Sigur. De fapt, pătratele perfecte e varianta când nu sunt pătrate. Și baza 10, 10, 10, 10. Da, da. Deci, scrierea în baza 10, da. Scrierea în baza 10. Aha, da, 10. Bun. Ne oprim aici și să zicem la bine. Nici eu n-am înțeles. Deci ce să facă? Nu uitați de like și share și să jucați pe mai neapărat. Domnul profesor, nu știu ce înseamnă. La revedere!